Cea mai așteptată petrecere retro din România începe astăzi. Cei mai iubiți artiști retro vor recrea atmosfera anilor 90 în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Petrecerea va ține două seri, prima dedicată muzicii rock, iar cea de-a doua dedicată muzicii dance. Clujul va răsuna în acorduri rock. În prima seară de petrecere retro dedicată muzicii rock, fanii au ocazia să-i vadă și să-i asculte live pe Bonnie Tyler, trupa Smokey și pe clujenii de la Semnal M. Bonnie Tyler este cunoscută în întreaga lume pentru vocea ei răgușită. Solista își va încânta fanii cu hituri celebre în întreaga lume, precum It's a Heartache și Total Eclipse of the Heart. Celebra trupă britanică Smokey urcă pe scenă joi seara. Aceștia promit un spectacol de neuitat în care vor cânta hiturile care i-au consacrat. Cea mai cunoscută piesă a lor este însă Living Next Door to Alice. Petrecerea continuă vineri când pe scenă va urca Mr. President cu un spectacol energizant. Cel mai mare hit al trupei Coco Jumbo va răsuna în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Dr. Alban va încinge atmosfera cu piese care au făcut furori. Artistul este unul dintre cei mai apreciați artiști ai anilor 90, când cucerea topurile cu hiturile Hello Africa sau It's My Life. Între artiștii care vor urca vineri pe scenă la cea de-a 8-a ediție We Love Retro se numără și E-Type, No Mercy, dar și mulți alți artiști.